Bună ziua, dragii mei! Pentru astăzi am să vă pregătesc prăjitură cu mere. Pentru asta vom avea nevoie de 7 ouă pe care le-am separat al pușul de gălbenuș. Vom avea nevoie de 8 linguri de făină și puțin praf de copt. Aici avem 14 linguri de ulei, aici 16 linguri de lapte, iar aici avem nevoie de 14 linguri de zahăr. Aici am pregătit tava cu puțin ulei și făină tapetată, iar aici am pus un kilogram jumătate de mere rase, zahăr după gust și puțin unt și scorțișoară. Am pus deja merele la călit, le vom lăsa să se călească. Am dat drumul la cuptor pentru 180 de grade. Și acum vom începe să mixăm gălbenușele. Vom adăuga cele 7 linguri de zahăr și vom mixa foarte bine. Vom mixa până când acesta se va topi. Acum vom pune treptat cele 14 linguri de ulei. Acum vom da mixer înainte și vom adăuga laptele. Continuare. Acum vom pune treptat cele 8 linguri de făină și vom amesteca lingura până încorporăm toată făina în compoziție. Acum voi pune toată compoziția în tavă. Întindem pe toată suprafața și vom pune la cuptor pentru aproximativ 10 minute. În continuare ne vom ocupa de mere să le călim. Sunt aproape gata. Le vom opri. Va puțin blatul cu o furculiță. Unde și unde. După care vom adăuga merele. Vom pune peste tot. Și o vom pune înapoi la cuptor pentru aproximativ 25 de minute. După ce am întins merele pe toată suprafața, o vom pune la cuptor pentru 25 de minute. Acum vom intra pe albustru, cele 7 albustru cu 7 linguri de zahăr. Spuma este gata. Acum o vom pune peste mere, o vom întinde frumos și vom pune înapoi la cuptor până când se va rumeni frumos, aproximativ 3-4 minute. Frumos. Prăjitura este gata. O vom lăsa la răcit pentru aproximativ 2 ore. Prăjitura cu mere este gata. Cam așa arată. Este foarte bună și gustoasă. Vă mulțumesc pentru susținere și vă aștept în continuare pe canalul meu
de YouTube, Veșitihan. Vă doresc un weekend plăcut!